de la el, doamnelor și domnilor, la Neața Florin Piersic. Bună dimineața! Bucurie mare! Noi suferim de ceea ce se numește complexul provincialului și anume totdeauna am o deferență față de marii actori, dar cu atât mai mult față de un om special și drag sufletului meu, Florin Piersic, pentru prima dată la Neața. Am suficient de multe emoții, sper să mă creadă cineva. Eu nu o joc, pur și simplu mă fâstăcesc când sunt la un metru de dumneavoastră. Pentru ce? Poftim? De ce să te fisticești? Am așa, nu știu, poate cei foarte mulți ani pe care i-am petrecut admirându-vă în fața televizorului, poate de aia, sau în fața ecranului de cinema? Nu știu, nu cred. Oricum, e frumos din partea voastră, din clipa în care am sosit, am simțit așa un fel de doamnele care sunt aici, spectatoare. Lăsați, nu așa. Nu aplaudați, că vă fac eu semn când e momentul. Vreau să vă spun că doamnele ca doamnele, dar voi doi, și tu și Dani, v-ați purtat extraordinar. Nu mai spun de un domn care mi-a făcut o cafea, căruia cei de aici îi spun chinezul. Da, ce, știți, îl cunoașteți, de ce ați râs? Da. Da, nu știu de ce spun chinezul, dar asta mi-aduce aminte de o întâmplare când am fost invitat împreună cu, să fie iertați, doi minunați prieteni ai mei cu care am jucat în filmele Haiducii lui Șapte Cai, Zestrea Domniții era lui, Săptămâna Nebunilor, toate filmele cu Mărgelatul. Era vorba de Marga Barbu, adică este vorba de Marga Barbu și de Sobice, care era cascadorul care mi-a dat mână liberă și a spus faci ce vrei, numai să ai grijă, să nu-ți rup mâinile și picioarele. Nu mi s-a întâmplat așa ceva, dar revin, am fost invitați la ambasada chineză ca să vedem filmul Drumul Oaselor. Nu uit câte zile avea. Era subtitrat? Și nu era subtitrat, era dublat în limba chineză. Dacă auzeați pe Marga Barbu cum vorbește în chineză, cred că îi nebuneați. Nu vă venea să credeți. Iar eu găsiseră un chinez cu vocea mai răgușită așa, l-au pus și pe el, dar ceea ce pe noi ne-a făcut pulbere și n-am putut să ne uităm, atât de tare râdeam, ei n-au știut că sămânța aia care o scuipam eu în film, că tot mă jucam pentru că niște copii mâncau semințe pe acolo, pe la filmări, zic, dați-mă și mie semințe. Da, domn Florin, dar îmi dați pistolul, îți dau și pistolul. Mie îmi dați pălăria, îți dau și pălăria. Și îmi dădeau semințe și eu mă tot jucam și le aruncam în gură. La un moment dat, dorul ăsta să fie iertat, zice, mă, Florine, asta că semința e nemaipomenită. Ce-ar fi în momentul când te întreabă Darie și el fie iertat, l-am adorat? Ce-ar fi în momentul în care te întreabă tu cine ești, să spui mă cheamă Mărgelatul și înainte de a spune mă cheamă Mărgelatul, scui pe o sămință și mă cheamă Mărgelatul. Și cine dai bine. Și am filmat așa, una așa și una cu mă cheamă Mărgelatul. Și când a văzut Eugen Barbu, când a văzut, zice, bă, extraordinar, cui e chestia asta? Cea lui Florin. Și așa a rămas cu semințele. Dar chinezii ăia acolo n-au știut și asta cu sămânța. Și au crezut că asta e o împușcătură. Adică eu imit o împușcătură. Și atunci eu făceam, mă cheamă, pac, Mărgelatul. Bă, când am văzut că la fiecare sămânță se aude împușcătura, am zis, nu știu. Și ne întrebau chinezii, dar de ce râdeți? Zic, pentru că la noi ăsta e o chestie cu scuipatul semințelor, nu e împușcătură, dumneavoastră a zis așa. Spun ceva, niciodată nu-mi place să spun asta, dar acum vă spun, nu cred că există o țară
în lumea asta în care eu să fi primit atâtea invitații și atâtea complimente cum am primit de la chinezoice. Vă dau cuvântul meu de... Băi, și tu, Răzvan, ești să mă bată Dumnezeu dacă eu am acasă două lăzi numai cu scrisori ce-au dat ambasada. Zice, bă, să vii în China să... Acum, între noi fie vorba, n-am fost eu mare cuceritor, dar nu știu, la chinezoace parcă nu mă atrage mare lucru. Dar oricum trebuie să vă spun că mi-a făcut mare plăcere să-mi spună și ambasadorul și mulți care erau acolo și lucrau în cadrul ambasadei și în cadrul nu știu căror asociații, spuneau, mă, nu știi cum ești tu iubit ca mărgelatul aici. Dar n-am fost în China și îmi pare rău acum. Oricum, asta a fost o introducere cam lungă, eu vă mulțumesc. Că... Nu, că văd că râdeți, că vă amuzați. O să facem așa. Luăm o scurtă pauză, după care lista mea de întrebări, lista mea mare de întrebări va fi parcursă. Avem niște lucruri de povestit dincolo de emoțiile mele, ca atunci când îți întâlnești idolul pentru prima dată în viață. Uite că am ajuns la 40 de ani să mi se întâmple chestia asta. Scurtă pauză, ne întoarcem. 40 de ani are copilul ăsta. Extraordinar. Bravo ție. Nu puteam să-mi imaginez că tu ai 40 de ani. Hai, da, nu râdeți, doamne, am crezut că are cel mult 39, dar 40... Scurtă pauză, ne întoarcem la Neața. Sper să simțiți bucuria și energia ce e în acest moment în platoul de la Neața. În fiecare an, de la pupitrul ăsta, din zona asta, pe 27 ianuarie, spunem la mulți ani Florin Piersic. Și în fiecare an, Florin Piersic sună să mulțumească. Asta mi se pare... fabulos. Vă spuneam că am emoțiile de rigoare, am mai povestit pe timpul pauzei și m-am mai relaxat nițel. Mă gândeam, cum să spun, Piersic de la Cluj sau Piersic de la București? Buftea a fost a doua casă, cu siguranță. Îmi place să cu Buftea a doua casă, e adevărat. Foarte mulți ani, nu zile, ani, i-am petrecut la Buftea filmând, bineînțeles, de la Ciulinii Bărăganului și până la Totul se plătește și așa, da. Care e cea mai frumoasă amintire legată de Cluj? Cea mai frumoasă amintire legată de Cluj, am foarte multe, dar vă povestesc, îmi place întrebarea. Ceea ce nu știți nici dumneavoastră și nu știu nici cei care se uită acum la televizor, e faptul că eu am debutat în teatru la Cluj. Când? Când eram elev de liceu. Într-o zi, Victor Moldovan, un prieten excepțional, nu mai este, soțul Angelei Moldovan, era actor la Cluj, mi-a spus, uite, am vorbit despre tine, că ești foarte îndrăgostit de teatru și vreau să apare acolo și te-am propus regizorul lui Dinescu să spui tu o replică în piesa Ani Negri. Să facem grevă! Asta trebuie să o spun. O spun de, o să nebunească lumea. M-am dus la repetiție, am dat mâna cu ăia, zice, ai să intri de acolo și printre muncitori ai să sari pe masa asta și de acolo ai să strigi, să facem grevă! Zic, fac asta de nu există. Zic, am și basketball și puteam să sar liniștit. Mă duc acasă, îi spun lui mama, mamă, zic, o să veniți la teatru, că o să mă vedeți, joc un rol, ce rol, zic și eu, ce zici, fii atent. Mă duc în grădină și încep să strig acolo unde stăteam în Cluj, pe Călcei, Călcei, Uța, strada Bolintineanu, încep să strig, să facem grevă, să facem. Toate doamnele de acolo au venit la mama, doamna Piersic, dar de ce strigă Florinel să facem grevă, o să vină miliția să-l ia? Nu știți, știți, mama era peltică, nu știți, Florinel o să joace un rol la Național și trebuie să spună să facem grevă. Mă rog, bref, trece vremea, vine seara premierei, când intru printre colegii mei acolo, colegii, figuranții care eram cu toți acolo, singur eram eu care aveam această replică, toți îmi spui, bă, știi cine e în sală? Zic, cine? Petre Groza. Zic, mă, doare în șpiț. Dacă e Petre Groza, ce-i...
El știe să spună să facem grevă. Zice, da mă, dar tu îți dai seama că e Petre Groza în sală. Nu m-a interesat pe mine, eu numai cu să facem grevă m-am uitat așa din culise și am văzut pe părinții mei care stăteau și se uitau pe scenă, probabil așteptau intrarea mea. Și la un moment dat regizorul, țin minte cum îl chema, țin minte și imediat vă și spun, pentru că memoria stau destul de bine încă. Ce intră? Eu intru, sar printre ăștia pe masă și în momentul ăla, masa aia pe care sărisem două săptămâni pe la repetițiile unde puteam să mai ajung și eu, se crăcănează și am căzut și acum când vă povestesc mă doare noada. Așa de rău. Și atunci că spun și eu după ce căzusem așa, am zis, tu faci în grevă. A venit regizorul, ce mai nenorocit la piesă. Cortina nu se trăgea, cortinierul râdea. Ăștia care erau muncitorii, care vreau să facă grevă, râdeau și ei. Și așa s-a încheiat debutul meu extraordinar la Teatrul Național din Cluj. Seara m-am dus acasă și zic, ce zici, vai Florinel, ai fost extraordinar, dar vreau să te întreb ceva, tu de fiecare dată să rupe masa aia cu tine? Și ca zici, nu domnule, asta a fost o întâmplare, dar zice, dar ai fost foarte convingător, dar n-am prea auzit ce ai spus, ce s-a auzit, mă durea fundul de nu-i adevărat. Și îl întreb pe tata, zic, tu ce zici, tată? Zice, măi, băiete, ce-ți trebuie ție chestia asta? Fă-te, mă, doctor veterinar, mă, ce cauți tu printre ăia? Ei, uitați că nu m-am făcut doctor veterinar, s-am spus o întâmplare frumoasă din Cluj, cum am debutat eu la Teatrul Național de acolo. Erați da? Foarte bun la matematică și cu toate astea ați vrut să fiți actor. Auzi, tu ești normal, mă, vreau să te întreb. Adică, și că eram bun la matematică, eram cel mai prost din tot liceu. Că cuvântul meu de onoare, fizică, chimie, hai, mă mai descurcam, dar cu matematica foarte greu, foarte greu. Am auzit după aceea că dacă nu iei de la început cu matematica, ajungi vai de capul tău. Clar este că de fiecare dată când eram chemat la tablă și știam că trebuie să-mi vină rândul și mie la matematică, eram pe nicăieri. Numai note proaste primeam, dar există în viața unui om, la mine a existat asta și sper să mai fie. Am avut un profesor pe care îl chema Mărginean, Ion Mărginean, o dulceață de om, dar dur. Cu toți, dar noi eram toți la seminarul pedagogic universitar, acum se cheamă Liceul Racoviță, Liceul de băieți numărul 3. Eram toți aleși cumva, adică eram niște figuri, nu eram niște vai de capul nostru acolo, erau cu note, ca să intri într-un asemenea liceu trebuia să dai niște examene speciale. Ori eu eram elev, dar la matematică eram tufă de Veneția, de-aia am și jucat în filmul ăsta, în tufă de Veneția. Mă copile, să-ți spun numai atât, dacă m-a spus că eram cel mai bun la matematică. Vine profesorul ăla, știa că vreau să mă fac actor, că eu deja mirosisem chestia cu actor. Mă duceam la teatru, mă duceam la operă, eram băgat așa, eram îndrăgostit de scenă, de atmosferă, de tot. Și nu știam dacă sunt talentat sau nu, sau înțeleg, mai târziu m-am prins că sunt talentat. Dumneavoastră nu știu dacă v-ați prins că sunt talentat, dar ăștia doi, Dani și Răzvan, încă nu și-au dat seama până în seara asta că am și eu niște calități. Ori asta am vrut să-ți spun, că pur și simplu, eu nu m-am așteptat ca profesorul Mărginean să vină să spună, uite ce, zic, da, domn profesor, eram respectuos, eram altă școală, alt zumze de albine și miros de flori. Zice, fii atent, sunt 27 de subiecte. Tu învață 13, că am văzut că ai minte, că știi poezii, că... Zic, da, domnule, învață 13 ca pe niște monologe, sau nici nu știa să spună el, ca niște poezii, zic, da. Iar tu când ai să vii la examen, eu am să mă uit în partea stângă sau în partea dreaptă de unde încep subiectele. Și tu ia un subiect din alea și dai drumul.
și îți dau o notă mai bună ca să treci și tu, că acum între noi fie vorba, dacă nu se întâmplă așa ceva, și la ora asta eram repetent la liceul din, la liceul din Cluj. Dom'le, vine momentul și nu uit niciodată, n-am să uit niciodată, au intrat Onojescu, Oșanu, Piersic. Și am intrat comisie cu Mărgineanu ăsta în frunte și eu mă gândeam, nici n-aveam emoții, că mă gândeam, zic, o ghicesc cumva, învățasem două săptămâni subiectele alea, le știam mai bine decât nebuna de George Coșbuc. Și în momentul în care el a întrebat cine începe, zic eu, domn profesor, da? Treci. Și am trecut la tablă, am luat creta și am început, dar ce era mai important? Că eu m-am uitat în ochii lui și am văzut că se uită în stânga, zic, de aici să iau, dar să nu iau primul, al doilea, al treilea, al patrulea bilet, iau mai încoace. Mă, copii, doamnelor, dragii mei telespectatori sau cum să vă spun, privitori, ascultători, am tras biletul 13, cu un bilet mai încolo dacă mergeam, la ora asta nu mai eram la Dani și la Răzvan, eram tot la Cluj, în... probabil că eram angajat portar acolo la matematică. Ceea ce vreau să vă spun este că am luat biletul, m-am uitat, l-am văzut pe Mărgineanu, pe domnul profesor Mărgineanu, l-am adorat. Cum s-a uitat lung la mine, zic, eu încep. Și m-am așezat și am început să scriu și la un moment dat... Profesorul Mărgineanu a spus, până a soi niciodată, a spus comisiei, să știți că băiatul ăsta e unul din ei mediocri, adică că sunt pros la matematică. Zic, da, dar am învățat, domn profesor, că aveam gură de atunci. Zic, da, zic, am învățat. Zice, uite, pentru astăzi îți dau 9, la care eu am spus, cum, domn profesor, îmi dați 9? Păi, dar eu am învățat de 10, mai aveam și pretenții. Era și obraznic și el spune, lasă, tu fii mulțumit că ți-am dat 9. Zic, bine, domn profesor, colegii mei erau nebuniți, nu le venea să creadă că eu știu și nu. N-am apucat să scriu toată tabla și asta e amintirea mea legată de... De matematică. Dar de unde ați aflat voi toate astea extraordinar cu matematică?